Bine v-am găsit la Povestea de la prânz. Este toamnă, momentul potrivit de citit și ascultat povești, așa că dăm start unui nou sezon din Povestea de la prânz, cu o poveste emoționantă, o poveste din care cu toții avem câte ceva de învățat. Băiețelul care se putea mușca de nas. Este scrisă de Alex Moldovan și ilustrații de Irina Georgescu. Într-o bună zi, din senin, Vlad a făcut cel mai ciudat lucru din lume. A început să se muște de nas. Și nu o dată sau de două ori. Se mușca dimineața, la prânz și seara. De fapt, se mușca ori de câte ori își amintea. Părinții lui au rămas înmărmuriți. Era fizic imposibil să te muști de nas. L-au dus la medici, i-au făcut teste peste teste. L-au măsurat și l-au cântărit. Apoi i-au făcut alte teste și l-au măsurat și l-au cântărit din nou. În cele din urmă, au ridicat din umeri. Nu mai văzuseră așa ceva. Părinții au hotărât. Lumea întreagă trebuia să afle de băiețelul lor, cel nemaipomenit. Cineva a venit cu ideea să organizeze un spectacol, așa încât toți să poată vedea ce știe el să facă. Ar fi trebuit să fie un spectacol magnific, cum nu mai văzuse orașul lor. Cu focuri de artificii și fanfară, la care să cheme televiziuni, oficialități și vedete. L-au îmbrăcat frumos, l-au învățat ce să spună și au chemat preza. Ziariștii atât au așteptat. Au urmat interviuri peste interviuri și în scurt timp a devenit celebru. Toți vorbeau numai de el. Iar apoi a venit ziua mult așteptată. Piața cea mare a orașului a devenit neîncăpătoare. Televiziunile au venit să-l filmeze. Primarul a venit să-l premieze. Vedetele au venit să se pozeze cu el. Din toate părțile, lumea continua să vină. Și să vină și să vină, toți erau cu ochii pe el. Au așteptat și au așteptat și au așteptat și nimic. Băiețelul nostru stătea nemișcat cu fața extrem de serioasă, fără să scoată vreun cuvânt sau să schițeze vreun gest. Și fără să se muște de nas. Oamenii au început să se plictisească. L-au încurajat, l-au rugat, apoi l-au huiduit. Au aruncat în el cu ce aveau la îndemână. Degeaba, Vlad ignora cu desăvârșire. Dezamăgiți, oamenii s-au întors la casele lor. Când în sfârșit toată lumea a plecat, băiețelul s-a mușcat de nas. A făcut-o simplu, ca pe cel mai firesc lucru. Dar televiziunile nu mai erau acolo să-l filmeze, primarul nu mai era acolo să-l premieze, vedetele nu mai erau acolo să-și facă poze cu el. Singurii care mai erau acolo erau părinții lui, care i-au promis că nu îl vor mai obliga niciodată să facă asta. Acum se mai mușcă de nas doar din când în când ca să se amuze și nu pentru că i-o cere cineva. Deși, dacă le rogi frumos, cine știe. Sfârșit! Aceasta a fost povestea de astăzi. Învățămintele, cu siguranță, le-ați tras în timpul poveștii. Și, dragi părinți, dacă ascultați această poveste lângă copiii voștri, nu uitați că rolul nostru este să visăm visele copiilor. Visele lor, nu în locul lor. Pe data viitoare!